Dacă este să o luăm sistematic, în primul rând, ne trebuie tăria să ne asumăm trecutul. Trecutul ăsta e al nostru, așa cum este, cu bune, cu rele, este trecutul nostru, al țării noastre. Eu am fost fascinat când președintele Traian Băsescu a făcut un moment de reconciliere cu comunitatea de romi, de țigani. La Palatul Cotroceni a invitat pe câțiva romi pe care nu i-au spălat să-i aranjeze într-un costum Armani, a luat niște oameni în vârstă care trecuseră prin toate ororile războaielor și ale lagărelor și care știau ce înseamnă, care fuseseră robi, ca să spunem limpede, și care au supraviețuit. A avut câteva persoane de felul ăsta, și oamenii în vârstă, pe acolo față puteai să citești istoria, cărora președintele, în numele statului român, le-a cerut iertare pentru tot ceea ce au suferit, ba chiar în limba romanii le-a mulțumit, a avut câteva cuvinte spuse pe limba lor. A fost un moment în care, de fapt, a enunțat un principiu. Generațiile care urmează sunt părtașe, chiar dacă n-au fost încă născute la momentul tragediei, ele poartă o responsabilitate de care trebuie cumva, pe care trebuie să-și o asume și de care cumva trebuie să se vindece. Revin iarăși la titlul cărții, răscumpărarea memoriei. E vorba despre niște păcate pe care trebuie să le ispășim cumva. Trebuie să sub jertfa lui Hristos, pentru că vorbim despre abordarea evanghelică, dar să le acoperim cel puțin, dacă vorbim despre lumea politică, sub un act public de umilință, de recunoaștere a vinovăției.